Aici, eu n-am mai avut nevoie de o construcție a artistului. N-am avut nevoie de o fumigenă pe care să o pună deasupra ceva. Totul era servit. Acest ochi este și al oamenii când privește artefactele măruntaiele, să zicem, la vedere ale Bucureștiului. Mai vreau să aduc un exemplu care, după părerea mea, ține de această descendență. Este o artistă pe care o prețuiesc foarte mult, Ana Mendieta, care a construit niște sculpturi rupestre. Sculpturile rupestre constau în a lua argila, calcarul, pământul, nisipul, și a face în natură niște replici paleolitice ale propriului ei corp. Și pe astea le-a numit sculpturi rupestre. Asta se întâmpla în 1981. În 81 a construit mai multe instalații în care corpul ei era reprodus în materii naturale, care erau împrămădiri de pământ, flori, sau un tip de argile care restituiau și material spre primitivul paleolitic, universalitatea formei unei corp de femeie. Cred că acest tip de filiație artistică întemeiază posibilitatea estetică a ceea ce a făcut Ioana Ciocan. Despre întreprinderea ei, aș mai adăuga un film care vine din cultură. Și acela, există un episod în Fioretti, în zicerile și spunerile și întâmplările vieții lui Sfântului Francis din Assisi. Există o întâmplare în care spune că Francis a găsit niște bucăți de hârtie cu înscrisuri. Și s-a plecat la și le punea în scaunul la ușa. Și a fost întrebat, dar de ce face asta? Și a zis, acestea sunt, și ele sunt materiale de pe care este scris cuvântul Domnului. E bine, vine să spun, și acestea sunt materiale pe care sunt scrise cuvântul Domnului. E un fel de a te îndura de ceea ce, de lucrurile de care nu se îndură nimeni, în gestul pe care l-a făcut Ioana Ciocan. Iar asta îmi place foarte mult. Este un soi de privire franciscană asupra lucrurilor care ne deranjează, pe care le considerăm urâte, dar care, vine să spun, deschideți-vă burta și vedeți ce înăuntru. La noi sunt și la suprafață. Deci, eternitatea legată de a privi, îndurarea și această idee care este a artei de după al doilea război mondial, că poți produce un gest artistic cu materiale care abia sunt transformate de mâna artistului. Aici, Ioana n-a mai avut nevoie de o construcție a artistului. N-a avut nevoie de o fumigenă pe care să o pună deasupra ceva. Totul era servit. Trebuia să se vezi. Iar Ioana Ciocan a fost. Închei printr-o propunere de tipul următor. La ce folosește un asemenea lucru? Păi e un test cine este bucureștean și cât de bucureșteni sunteți. Și anume, dacă recunoașteți locurile care sunt fotografiate, atunci sunteți bucureșteni. Sunteți adevărați bucureșteni dacă recunoașteți mai multe sau oricât de multe în raport cu alții. M-am amuzat să identific locurile pe care le-am fotografiat și e foarte amuzant. Cartea Ioanei suferă de unde a ajuns, care, după părerea mea, este major. Este prea subțire. O vedeam ca pe un obiect
asta, deschiderea să creeze un gest, nu știu, de cercetare estetică în sine. Dacă... Da. În fine, închei prin tot așa o propunere, la ce folosește cartea din Ioane Ciocan? Păi, prin a testa stilistica măruntaielor bucureștilor. Și anume, dacă peste 10 ani face același lucru, sau dacă ar fi făcut cu 20 de ani înainte, ieșiturile astea din măruntaielor bucureștilor, uitat așa, aveau acea stilistică. Gândiți-vă că materialele de construcție nu erau aceleași. Tubulaturile nu erau aceleași. Dar poate că și felul în care oamenii le abandonau nu erau aceleași. Poate că semnalizarea nu se făcea cu peturi de 5 litri atunci când vrei să ți parcarea, ci nu înțeleg de cum se făcea, dacă se făcea. E, ideea este de a folosi această carte și ca un barometru al stilisticii resturilor bucureștilor. În încheiere, vreau să-i spun Ioanei că te felicit foarte mult pentru idee, pentru ochi și pentru din întâmplare. Din niște, nu știu,
covoare sau sfori reciclate, ea totuși arăta bine și mai avea și meritul de a, de a rămâne plăcută în timp. Amprenta lucrurilor făcute din materii naturale e plăcută în timp. Una dintre groazele mele, tot legată de viitor, e cum vor arăta clădirile de sticlă, ce numim noi blocurile de sticlă, peste 50.000 de ani. Cum vor arăta ele? Vor arăta ca niște hale industriale și atât. O să completez gândul tău, Lidia. O vorbă de Irini Nicolau, pe care îmi place să o evoc în faza dumneavoastră. Ea îmi spunea, Horia, distingi un lucru între astea care sunt noi, între un lucru bun și un lucru de calitate și unul de lipsit de calitate, după felul care îmbătrânește. Și așa este, nu-i valabil doar pentru noi, după oameni. Îmi spunea Baudelaire, după 50 de ani fiecare are moaca pe care o merită. Nu e doar la oameni, dar și la clădiri. Și la națiunile produse cum sunt italienii, toate clădirile îmbătrânesc, se degradează frumos. Una cu o clădire. Așa că poate că e o corelație și cu lucrurile națiunile. Înainte de a vă invita din nou să luați cu încredere cartea, să știți că am o fotografie făcută lângă primăria Capitalei, ce vedeți aici în spate este primăria Capitalei. Și într-adevăr, uitându-mă acum la ceva vreme după ce Andrei Turemici aici de față a paginat-o, îmi dau seama că anumite zone sunt lăsate la fel de când am făcut prima fotografie de 18 aprilie 2014. Deci să știți că veți regăsi în același loc sculpturile de întâmplare, foarte, foarte puține excepții. Mulțumesc foarte mult!